Proiectul Bibliovacanța se află la cea de-a cincea ediție și este un proiect susținut de Consiliul Județean Călăraș, având ca scop o dezvoltare cât mai armonioasă a copiilor călărășeni într-un mediu ambient destins, dar sigur și integru, o modalitate de petrecere a dimineților libere cu activități plăcute. Înscrieri se mai pot face pentru locurile disponibile în luna august la sediul bibliotecii sau telefonic la numărul 0242 316 757. La Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș se află în plină desfășurare proiectul Bibliovacanța. Dați-ne mai multe amănunte. A început deja să se desfășoare acest proiect. Așa este la a cincea ediție? Este la a cincea ediție. Suntem în plină desfășurare. Deja s-au făcut înscrierile. Mai avem câteva locuri disponibile, mai ales în perioada lunii august. Pentru luna iulie suntem cam acolo, nu prea mai sunt locuri. În prima săptămână deja am avut o mulțime de copii, a fost biblioteca plină. Am avut o grupă de adolescenți, între 14 și 17 copii au fost întreaga săptămână, zilnic. A început săptămâna cu veselie, cu joc de rol și improvizație. Personajele din Fata Babei și Fata Moșului, Capra cu trei iezi, au prins viață în variante moderne. Ziua de marți a fost dedicată informării și cunoașterii. Am avut alături de noi pe specialiștii de la Antidrog, Roxana Dumitroiu și Dan Prică. Ziua de miercuri a fost o zi dedicată dezvoltării personale sub coordonarea Floricăi Stancu de la CJRAE. Au avut parte adolescenții de 2 ore de dezvoltare a autoeficacității. Ziua de joi ne-am dezvoltat îndemânarea și creativitatea, am cusut și am brodat săculeți cu lavandă în interior. Sprijiniți de asemenea și în această zi de un artizan popular, doamna Dana Ionescu. Iar ziua de vineri am avut clubul de film. Așa cum va fi pe toată perioada bibliovacanței, avem un club de film, un film ecranizat după o carte celebră. De data aceasta am avut Vânătorii de zmeie. O săptămână desfășurăm activități cu preșcolari, iar o săptămână cu școlari, ca să putem lucra eficient cu ei. Săptămâna aceasta, care s-a încheiat, s-au desfășurat activități cu școlarii. Și am avut de asemenea o zi de lectură, luni, lectură, cunoaștere și socializare. Marți, informat, puternic și sănătos, cu un specialist CPK. Miercuri, am avut-o pe doamna Simona Lucu de la CJRAE, cu o sesiune de dezvoltare personală, mă cunosc, te cunoști, mă cunoști. Copiii și-au dezvoltat îndemânarea construind avioane cu tehnici origami, coordonați de doamna profesoară Valentina Mereuță de la Palatul Copiilor în ziua de joi. Și de asemenea și săptămâna copiilor din prima serie s-a încheiat cu clubul de film, au vizionat Wall-E. Proiectul nostru continuă. Da, săptămâna viitoare o nouă provocare. O nouă provocare, aceleași activități. Avem club de lectură în ziua de luni și la juniori și la adolescenți. Ziua de marți, de asemenea, este o zi pentru informare și cunoaștere. Avem invitat un specialist și săptămâna aceasta, fiind o altă grupă de tineri, vor fi tot cei de la Antidrog. Săptămâna viitoare vom avea un medic invitat. De miercuri, de asemenea, avem dezvoltare personală. Va fi invitată doamna Panait Georgiana la adolescenți și vom avea o sesiune de dezvoltare a inteligenței emoționale, exerciții pentru dezvoltarea stării de bine. Iar la copii va fi doamna Gheorghe Larisa, care va vorbi cu preșcolarii despre emotivitate. Ziua de joi va fi de asemenea o zi de handmade și creativitate. Vom face semne de carte, vom construi avioane cu tehnici origami și vom încheia de asemenea săptămâna cu clubul de film,
un film relaxant. Vom avea, după romanul biografic, Castelul de Sticlă, o ecranizare. Iar la cei mici, Vaiana. Vă așteptăm cu drag să vă petreceți timpul alături de noi, printre cărți, cu voie bună, cunoaștere și multă informație.